Universitatea Politehnică Timișoara vine cu o nouă ofertă adresată liceenilor. Cursurile gratuite de pregătire la informatică, organizate de Facultatea de Automatică și Calculatoare, respectă programa de bacalaureat și vin în sprijinul celor care susțin examenul de admitere la facultate la această materie. Din acest an, admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare, AUPT, se face pe bază de examen scris fie la matematică, fie la informatică, ca și în cazul celorlalte cursuri gratuite de pregătire, chiar dacă se adresează potențialilor săi candidați, indiferent de facultatea pentru care optează și independent de forma admiterii, participanților la cursuri nu li se solicită niciun fel de angajament față de UPT. Cursurile vor începe din data de 18 martie 2024, iar în cadrul fiecărei sesiuni se vor prezenta o serie de aspecte teoretice și practice într-o manieră sintetică și se vor aborda modele de subiecte pentru examenul de admitere. La sfârșitul fiecărei sesiuni se va organiza o sesiune de întrebări și răspunsuri.